Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM. A fi sau a nu fi în Schengen? Aceasta este întrebarea care mâine ar trebui să primească un răspuns în Consiliul JAI. Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Astăzi a existat un semn bun, să-i zicem, intrarea României a rămas pe ordinea de zi finală a JAI, a Consiliului JAI de mâine. La această oră, europarlamentarii români, în frunte cu șeful PPE, Manfred Weber, încearcă să-l convingă pe cancelarul Austriei, la rândul său, parte din PPE, să accepte România în Schengen. Probabil este foarte posibil să aflăm rezultatul acestui, poate ultim asalt diplomatic, chiar în această emisiune. Invitatul meu în această seară este europarlamentarul Reper, Dacian Cioloș, fost premier al României, fost comisar european, fost lider al grupului Renew din Parlamentul European. Bună seara, domnule Cioloș, bine ați revenit la Europa FM. Bună seara, bună seara și bine v-am găsit. Domnule Cioloș, a fost o înfrângere pentru Austria faptul că extinderea Schengen nu numai cu Croația, ci și cu România a rămas pe ordinea de zi finală a Consiliului JAI de mâine? Nu, n-aș spune că asta e o înfrângere, pentru că Austria și-a exprimat punctul de vedere legat de acest subiect. Nu e decizia Austriei dacă rămâne sau nu un punct pe ordinea de zi, e decizia președinției Consiliului Uniunii, care este asigurată în momentul de față de Cehia. Deci nu prea avea Austria cum să influențeze rămânerea sau nu a acestui punct pe ordinea de zi. Interesul e a președinției, de fapt, de a păstra pe ordinea de zi puncte pe care să știe că are o majoritate și că poate să ia o decizie favorabilă. Dar sunt situații, subiecte mai complexe, cum e și acesta, în care n-ai de unde să știi decât dacă testezi prin vot în momentul ședinței opinia unor state membre, când e un subiect mai controversat. Deci nu cred că asta e o înfrângere. Austria, nu știu dacă poate să vorbească pe termen scurt de o înfrângere. Ei au ridicat o problemă, au profitat de altfel de un subiect care a fost ridicat foarte sus pe agenda europeană, aderarea României, Bulgariei și Croației la Schengen, ca să-și expună o problemă pe care ei au de mai multă vreme, cea cu migranții care vin pe ruta balcanică și se opresc în Austria. Au considerat că nu sunt suficient de ascultați la nivel european în comparație cu țările din sudul Europei, din zona mediteraneană, și au luat ostatic acest subiect, aderarea celor trei țări la Schengen, ca să facă vuvuzele, să-și facă auzită vocea. V-am întrebat de înfrângere pentru că toată ziua surse de la Bruxelles spuneau că Austria a încercat din răsputeri să creeze o masă critică pentru scoaterea subiectului de pe agendă, pentru că în acest moment reuniunea JAI de mâine, dacă nu se schimbă nimic în poziția Austriei în această seară, reuniunea JAI de mâine va arăta într-un fel ca o Austrie singulară versus izolat, Europa da. Unită. Ceea da. Ce nu e o poziție comodă nici pentru Austria, se ajunge la un moment al adevărului până la urmă. Ea singură versus Europa. Așa va fi? Uniunea Europeană, așa va fi? Sigur, din punctul ăsta de vedere, da, e o înfrângere pentru că n-au obținut ceea ce și-au dorit, dar reamintesc faptul că Austria nu și-a exprimat un punct de vedere clar pe acest subiect decât de o săptămână, de două săptămâni maxim. Subiectul acesta e pe agenda publică de câteva luni de zile. Știți, toată discuția cu Olanda, sigur, a fost Franța, Germania, apoi Olanda, a apărut Suedia. Austria n-a spus nimic, n-a intervenit nici cu da, nici cu nu în această dezbatere. Doar pe ultimul moment a scos capul din cutie și asta mă face să cred că Austria a jucat un pic la cacealma aici și că nu a avut un subiect sau un obiectiv bine structurat din acest punct de vedere. Deci ceva trebuie să se fi întâmplat politic pe ultimul moment ca să spună hai să profităm și noi de oportunitatea asta și să ne facem auziți.
Îmi spuneți că, într-un fel, cancelarul austriac a intrat într-un fel de capcană a propriei sale rezistențe, nu se aștepta să rămână singur și a plusat foarte mult și iată-l acum, practic, singur în fața întregii Uniuni Europene? Da, nu știu la ce se aștepta. Asta, cred că, nu știu, domnul prim-ministru, domnul ministru de interne, chiar domnul președinte, a trebuit să ne spună, pentru că au fost în contact cu austriecii, pentru că fac parte din aceeași familie politică. Lucrurile acestea s-au discutat foarte mult în ultima perioadă la nivelul familiilor politice europene, cele trei mari, popularii, socialiștii și central-liberalii, adică grupul Renew. Subiectul acesta în grupul Renew, pot să vă spun, subiectul aderării României, Bulgariei la Schengen, eu l-am ridicat încă de când eram președinte de grup, când știam că Franța și Olanda sunt împotrivă. La fel știu că au făcut-o și ceilalți. Deci Austria știa de acest subiect, știa de importanța lui, știa de tot ce se pregătește și totuși n-a spus nimic decât pe ultima sută. Deci nu știu ce anume s-a întâmplat, ce l-a determinat pe premierul austriac să aibă o intervenție de ultim moment și să se și aștepte că poate să obțină ceva structurat, pentru că atunci când vrei să obții ceva structurat, îți faci un plan. Mie aici mi se pare că Austria joacă un pic la cacealmaș și probabil că de aici și teoriile acestea care au fost alimentate în aceste ultime zile, că influența ar putea fi din alte părți. Nu știu ce să zic. Încă o dată sper să ne lămurească domnul președinte, domnul Ciucă, care este și președintele Partidului Național Liberal, membru în familia PPE, colegii europarlamentari de la PPE, pentru că ei au arătat cu degetul spre noi. Știți că în urma câteva săptămâni sigur, Olanda, eram vinovat și eram eu vinovat că din cauza mea Rutte nu vrea să accepte aderarea României la Schengen. Ei, iată că Olanda între timp a evoluat. Au fost foarte multe discuții, inclusiv la noi în grup, în Renew. Au fost contacte bilaterale pe care le-am avut cu politicienii olandezi din familia noastră politică, inclusiv cu premierul Rutte în aceste ultime luni și mai ales ultime săptămâni. A apărut apoi Suedia și am avut discuții și cu colegii suedezi care sunt partea guvernului care conduce Suedia în momentul de față. Și nu știu ce să zic, colegii de la PPE nu știu cât au anticipat sau nu această atitudine a Austriei. Să precizăm faptul că astăzi Parlamentul olandez a formalizat toată procedura, adică și-a dat acordul, inclusiv Parlamentul olandez, pentru aderarea României la Schengen. În rezumat, domnule Cioloș și cei care ne ascultă mai ales, că dumneavoastră știți foarte bine, dacă ar fi să rezumăm, am spune așa, Austria nu ne vrea nici pe noi, nu vrea nici Bulgaria, Olanda nu vrea Bulgaria, ne vrea pe noi, însă între noi și bulgari este o frontieră departe în acest moment de standardele Schengen, motiv pentru care, de altfel, am și fost mereu la pachet, România și Bulgaria. Plecând de la aceste premize și de la presiunile extraordinare care se fac asupra Austriei, scrie cineva pe Facebook că numai Dumnezeu nu l-a sunat pe cancelarul Nehammer în aceste zile, sau poate l-o fi sunat, eu știu, în aceste condiții, care sunt șansele și scenariile pentru mâine în Jai, domnule Cioloș? Păi, sigur, scenariul cel mai optimist, să spun, ar fi ca Austria, cancelarul Austriei să fie convins până la urmă de colegii lui din PPE, din familia politică, să nu blocheze Europa, pentru că dacă se va întâmpla lucrul acesta, în cauză va fi nu doar guvernul austriac, ci și familia politică a PPE. Și atunci să vină, să schimbe opinia cancelarul și să vină Austria cu atitudine favorabilă mâine și să adere toate cele trei țări. Dar nu vrea Olanda. Dar nu vrea Olanda toate cele trei țări. Sigur. Acum, la fel, dacă Olanda e izolată, deci dacă toată lumea e ok și cu Bulgaria și rămâne doar Olanda, Olanda are inclusiv posibilitatea de a se abține din cauza
Bulgariei și asta tot ar permite o decizie dacă nu există niciun stat membru care să voteze împreună, împotrivă. De asta vă spuneam că e scenariul cel mai optimist, care, să fiu sincer, în condițiile de față e destul de puțin probabil. Există varianta, teoretic poate să fie separat România de Bulgaria, rămâne problema frontierei Schengen, dacă România ar fi acceptată și Bulgaria nu, frontiera terestră între România și Bulgaria, care a trebuit să devină frontiera Schengen și ea nu a fost evaluată până acum, dacă ar face față la o astfel de responsabilitate, și atunci ar putea exista posibilitatea unei decizii politice pentru toate cele trei țări, dar cu o punere în aplicare practică graduală. Și anume, ar putea să zicem Croația, care e separată, să intre cu tot în Schengen, cu toate frontierele, ar putea România, pentru că e această frontieră între România și Bulgaria, care n-a fost evaluată, să intre cu aeroporturile. E de altfel o variantă care e pe masă de mai multă vreme. În 2016, când eu, ca prim-ministru, am avut discuții cu Franța, Germania și Olanda, care atunci se opuneau aderării României la Schengen, exista un acord de principiu informal că dacă în primăvara lui 2017 avem un raport bun pe MCV și se ridică MCV-ul, în toamna lui 2017 am fi putut avea o astfel de decizie. Mă rog, această posibilitate a fost aruncată în aer exact de PSD-ul, care astăzi se bate cu pumnii în piept câte rezolvă ei, pentru că din cauza guvernării PSD și a lui Dragnea a fost ratată această oportunitate. Dar tehnic se discutase de această posibilitate și atunci ar exista și această variantă în care, să zicem că e o decizie politică acum și pentru România și Bulgaria, dar cu un bemol pentru Bulgaria, care să trebuiască să îndeplinească anumite condiții pe care le-a ridicat și Olanda, și cu o intrare a României în Schengen cu aeroporturile în mod practic, urmând să vină și frontierele terestre când se clarifică situația capacității frontierei româno-bulgare de a face față la condițiile Schengen. Deci există soluții tehnice, dacă vreți, sigur că ele trebuie spuse într-o formă juridică în Consiliu, dar în primul rând trebuie să existe o susținere unanimă pentru astfel de variante. Dar există această variantă pe masă. Deci, ca să rezumăm în varianta cea mai realistă, da? Optimist-realistă pentru Consiliul Jai de mâine, România ar primi votul politic pentru intrarea în spațiul Schengen, chestiunea politică ar fi rezolvată, dar ar intra cât de curând, înțeleg că în martie se poate din punct de vedere tehnic cu aeroporturile, pentru că sunt niște agende aeriene de clarificat, ar intra rapid cu aeroporturile și ar mai aștepta o ridicare la standard de Schengen a frontierei româno-bulgare. Da, sau o rezolvare a problemelor Bulgariei, ca să poată să intre și Bulgaria cu totul. Deci cumva tot rămânem agățați de Bulgaria, într-un fel sau într-altul, nu? Păi, rămânem pentru că avem frontiera asta fizică cu Bulgaria și ea n-a fost niciodată, din câte știu eu, supusă evaluării, pentru că nu s-a pus problema acestei separări. Mai e o variantă, dacă nu e un răspuns clar și ferm la Consiliul Jai de mâine, sau nu e o decizie favorabilă, președintele Iohannis poate să ceară și președintele sau premierul bulgar pot să ceară punerea pe agenda Consiliului European, a șefilor de stat și de guvern europeni, care va avea loc la mijlocul lunii decembrie, deci parcă 15-16 decembrie, și poate să existe o discuție acolo și să se găsească acolo un acord politic. Deci Consiliul European ar putea, în principiu,
să ia o decizie acolo dacă nu se ajunge la o decizie mâine. Și pe principiu, cine poate mai mult, poate și mai puțin, Consiliul European ar putea să înlocuiască o decizie JAI, cum ar veni, sau tot ar trebui să fie un, consiliu, un nou Consiliu JAI care să pună în aplicare decizia Consiliului European? Nu, în mod normal, dacă în concluziile Consiliului, aici, sigur, trebuie verificat cu juriștii, dar eu, din câte știu, au mai fost astfel de cazuri. Dacă în concluziile Consiliului European, în scris acolo, se menționează o astfel de decizie, sunt șefii de stat și de guvern care au decis, sunt conducătorii guvernelor, din care fac parte și miniștrii din JAI, și evident că ei nu vor lua o decizie fără consultare cu miniștrii lor și un acord al guvernului lor. Deci, în mod normal, cred că Consiliului e suficient o decizie în Consiliul European ca să poată să pregătească apoi punerea în aplicare a acestei decizii. Sau oricum, se poate confirma la nivel de ambasadori ai statelor membre, la nivel de COREPER, deci nu asta ar fi o problemă. Oricum ar fi o formalitate dacă ar fi o astfel de decizie politică luată în Consiliul European. Ați văzut cumva ordinea de zi în mod concret? Cum arată ea? E un vot separat pentru Croația? E un vot separat pentru România și Bulgaria împreună sau pentru fiecare dintre ele? Că și acesta e un indiciu important al direcției în care se va merge, mă gândesc. Nu n-am văzut și aici, sigur, depinde de cum va prezenta lucrurile mâine președinția cehă. În mod normal, din câte știu, juridic, votul se dă pe Croația pe de-o parte și România și Bulgaria pe de altă parte, pentru că, din punct de vedere juridic, aderarea Croației la Uniunea Europeană, care menționează și dreptul de a, și dreptul și obligația de altfel de a fi parte a Schengen când condițiile sunt îndeplinite, e menționat în tratatul de aderare, la fel pentru România și Bulgaria. Aderarea țărilor care au aderat la Uniunea Europeană în 2004 s-a făcut la Schengen tot așa, în bloc, deci în mod normal, din punct de vedere juridic, tratatul de aderare e cel care condiționează punerea la vot împreună. De aceea, chiar și dacă s-ar face o separare de facto între România și Bulgaria, juridic, asta e interpretarea mea cel puțin, tot ar trebui o decizie politică pentru ambele țări. Separarea s-ar face din punct de vedere tehnic prin condițiile care ar fi puse legate de momentul în care intrarea în Schengen de facto s-ar face pe baza îndeplinirii condițiilor respective. Asta mi se pare extrem de important și vă rog să-mi confirmați, domnule Cioroș, dacă am înțeles bine. Practic, noi nu putem intra, noi nu putem primi vot favorabil, vot politic favorabil, decât dacă îl primește și Bulgaria. Ceea ce ne separă apoi sunt condițiile de aplicare, dar trebuie să fie vot favorabil pentru amândouă. Asta e interpretarea mea în momentul de față, din experiența pe care am acum. Eu nu sunt jurist și au fost mai multe situații când Secretariatul General al Consiliului sau al Comisiei sau serviciul juridic consultat de politicieni înainte de a lua o decizie vin cu o interpretare juridică a legislației europene și a tratatului și eventual pot să propună diferite formule, dar eu, din câte știu și cu interpretarea mea, pornind de la ce am văzut până acum, în mod normal, propunerea de aderare la Schengen se face pe statele membre care au intrat în Uniunea Europeană pe un tratat de aderare. Și nu cred că se poate face, s-ar putea face separarea, dar asta ar presupune o procedură juridică care nu cred că poate fi îndeplinită mâine în ziua votului respectiv. Deci ar fi trebuit ca procedura respectivă să treacă deja prin Consiliu, să existe o interpretare juridică clară a acestei separări și să poată să fie supuse la vot candidaturile separate. De aceea președinția nu e obligată să pună la vot aderarea Croației cu România și Bulgaria, dar poate să o facă dacă dorește politic, însă nu e obligată pentru că are această separare a tratatelor. În schimb,
Nu știu dacă în momentul de față, cu elementele pe care le are, ar putea să ia decizia unilaterală de a separa România și Bulgaria fără să aibă interpretarea serviciului juridic pe acest subiect. Piața Victoriei la Europa FM. Suntem împreună cu domnul europarlamentar Reper, Dacian Cioloș, fost premier, fost comisar european. Domnule Cioloș, spuneați mai devreme că în privința Croației ea e separată, într-adevăr lucrurile sunt clare, n-are nimeni obiecții, Croația defilează, va intra și în zona euro cât de curând. O țară care așa a trecut nu cu foarte mult timp în urmă din punct de vedere istoric printr-un război. Cum se explică faptul că Croația, o țară prin care totuși trec mai mulți migranți decât prin România, este un fapt stabilit de Frontex, nu de noi, de România. Deci cum se explică o țară precum Croația cu o vulnerabilitate mult mai mare pe acest subiect, defilează fără niciun fel de opoziție, nici din partea Austriei, nici din partea Olandei, din partea nimănui. Este un fapt împlinit, de fapt, intrarea ei în Schengen. Deci, vedeți, au tot fost discuții legate de aderarea la Schengen și s-a vorbit de prevederile legislative europene, de condițiile tehnice care trebuie îndeplinite, dar s-a explicat de mai multe ori în aceste ultime săptămâni că decizia aceasta este una politică, atâta vreme cât să ia la nivel de miniștri în Consiliu. Și iată, Croația și-a rezolvat problemele din punct de vedere politic ca să nu aibă astfel de piedici. Croația este un stat membru influent în Uniunea Europeană, chiar dacă a aderat mai târziu la Uniunea Europeană. Sunt state membre mai mici decât România, cu o pondere mult mai mică la nivel european și totuși, în unele cazuri, sunt mai influente decât România. Pentru că România s-a comportat de multe ori în ultimii ani, de când am aderat la Uniunea Europeană, s-a comportat ca un stat periferic al Uniunii Europene, ceea ce geografic putem fi, dar din punct de vedere al ponderii populației, a potențialului economiei, a faptului că avem o diasporă de câteva milioane de români în state membre ale Uniunii Europene, români care au și pot să aibă o influență acolo. Din punctul meu de vedere, România n-a știut să-și joace, din punct de vedere politic, acest statut. Am și avut și avem în continuare foarte puțini politicieni care înțeleg mecanismele europene, cum funcționează mecanismele europene. Avem puțini politicieni care să aibă greutate politică la nivel european ca să poată să discute de la egal la egal cu decidenții europeni, nu doar în ședințele de Consiliu cu punctajul pregătit de acasă de funcționarii din ministere, ci să aibă contacte personale, să vorbească limba cu care se poate comunica direct. Deci sunt mai multe aturi și cărți în mână pe care noi ar fi trebuit și ar trebui să le jucăm și n-o facem pentru că, în primul rând, ne-am acceptat cumva acest statut de țară periferică și am stat cu mâna întinsă. Țineți minte când Ponta a explicat chiar în ultimele zile că el făcea servicii chinezilor pentru că nu avea acces în mediul politic de la nivel european. Dragnea, care a avut impresia că nu o să-l vadă nimeni când atacă legile justiției ca să-și rezolve el problemele personale din justiție și avea impresia că nu o să vadă nimeni lucrul acesta. Dar domnul Iohannis, pentru că până la urmă șeful politicii externe a României de 8 ani de zile, o perioadă ați fost inclus în acest, ați fost partener al mandatului domnului Iohannis ca premier un an de zile, de șeful politicii externe a României este președintele României, domnul Iohannis, de 8 ani de zile. Sigur, domnul Iohannis e membru în Consiliul European și domnul Iohannis putea să fie, din punctul meu de vedere, să fie mai activ, să fie mai prezent, să se vadă în dezbaterile europene. Probabil că o fi fost prezent și n-am văzut noi. Dar în spațiu public, pe subiecte, pe teme mari europene, îl văd mai prezent acum, de când cu războiul în Ucraina, cu atacul Rusia asupra Ucrainei, când suntem și noi cumva vizați direct prin
refugiații din Ucraina și prin faptul că e un război la frontiera noastră, dar în rest, pe teme mari europene, nu l-am văzut prezent cu idei, cu viziune, prezent în dezbaterile europene. Însă ce vreau să spun e că președintele, și dacă ar vrea să fie prezent singur, fără un guvern care să fie activ, care să aibă miniștri cu idei, pentru că președintele cu aparatul lui de la Cotroceni nu poate să lucreze pe toate temele astea europene. Eu, cât am fost prim-ministru, mă vedeam cu președintele de fiecare dată înainte ca el să meargă la Consiliul European, discutam agenda, organizam întâlniri la guvern cu miniștri după participarea lor la Consiliile Europene pe subiecte importante pentru România și era o legătură directă între consilierul prezidențial care se ocupa de afaceri europene și miniștrii sau cu echipa mea și chiar cu mine direct pe subiectele europene, ca să alimentăm președintele cu idei, cu materiale, cu analize care să-i permită să ia poziții acolo. Ei, de când președintele a desemnat premier de la PSD de voie sau de nevoie, nu știu ce așteptări ar mai fi putut avea din punctul ăsta de vedere. Acum e un prim-ministru care, cu tot respectul pentru domnul Ciucă, pentru că am un respect pentru dânsul, că a fost șef al statului major, am lucrat cu dânsul, dar am mai spus-o și public, eu nu l-am văzut pe domnul Ciucă activ la nivel european să meargă să discute în familia politică, să meargă să întâlnească cu șef de guvern din statele membre, să discute nu doar despre subiectul Schengen, ci și alte subiecte. Prețul la energie, criza alimentară, problemele legate de sistemul de sănătate și așa mai departe. Deci asta înseamnă să fii influent într-un moment cheie pentru statul tău membru, pentru țara ta. Să ai o prezență constantă, să faci parte din cercurile în care să construiesc deciziile, nu doar atunci când ajung să votez asta formal, să fii cunoscut și recunoscut cu influența. Asta se lucrează în timp, în ani de zile, nu în câteva săptămâni când ne arde la degete. La București există această abordare, fie se spune, lasă că Austria aștepta să primească genul ăsta de abordare tranzacțională, ca să nu-i spun de mituire cumva, trebuia să primească, aștepta să primească, ba o chestiune legată de gaze, ba de ridicarea compensației din prețul la pompă al carburanților, și există și cealaltă, să ne punem cu parul pe firmele austriece, să le dăm afară, să le hărțuim, să le facem, să le dregem. Ajută la așa ceva? Este un dram de adevăr în aceste abordări? Sunt vreuna din ele măcar? Eu nu cred că e un adevăr în asta, dar și dacă ar fi, astfel de probleme nu se rezolvă în ultimul moment. Eu asta spuneam. Și dacă, nu știu, ar fi avut anumite obiective, acum Austria nu știu ce ar mai avea de așteptat, spuneam, Năstase a semnat vânzarea Petrom, apropo de PSD, nu știu ce și cum au negociat atunci. Tot cu firma austriacă a fost privatizată banca, cea mai mare bancă a României, BCR-ul. Deci Austria a avut și Petrom o firmă austriacă care contribuie la bugetul Austriei, OMV-ul respectiv. La fel Erste Bank, care are BCR-ul. Mai sunt și alte firme care au exploatat păduri în România. Știm tot circul respectiv. Deci nu cred că Austria se poate plânge, dar indiferent ce ar fi fost sau n-ar fi fost și ce așteptări ar fi avut sau n-ar fi avut Austria, când ești conectat la ce se discută la nivel european, nu trebuie să aștepți ultimul moment ca să clarifici lucrurile acestea. Deci, din punctul meu de vedere, e circ ieftin. Asta cu n-o să mai cumpărăm lalelele Olandei, acum nu știu ce o să facem, n-o să mai difuzăm concertul de anul nou de la Viena, pentru că e de la Viena, da. Și așa mai departe. Deci astea sunt așa, umflat mușchii în ultimul moment din partea unor politicieni pe care nu i-am văzut prezenți la nivel european, nu i-am văzut să-și construiască un nume și o imagine, ei personal și ei ca partid, prin comportamentul lor,
ca să fie ascultați și să poată să reprezinte România cu ponderea și potențialul pe care România îl are. Da, eu asta îmi doresc, că multă lume îmi spunea, dar ce tot stai la Bruxelles, Cioloș, și nu vin țară? Și când spuneam că și în Parlamentul European, când mi-am asumat responsabilități, o fac în interesul României, păi iată că acum cred că multă lume înțelege de ce e important să fii conectat la nivel european, să poți să te duci să stai de vorbă cu Macron și cu Rutte și când nu ești președintele statului, pentru că tot pentru România lucrezi, pentru interesele României lucrezi și discuți. Când ca prim-ministru în 2016, în mai puțin de o lună, două, după ce am fost numit, am obținut întâlniri și cu Merkel, și cu președintele Franței, și cu premierul Olandei, atâta vreme cât Ponta ani de zile n-a reușit să obțină acele întâlniri. Asta înseamnă să poți să vorbești aceeași limbă cu ei, nu doar din punct de vedere literar. Și asta, din păcate, cu foarte mulți politicieni care se bat cu pumnul în piept acum cât de eroi sunt ei că vor băga România în Schengen, nu s-a întâmplat în ultimii ani. Că dacă s-ar fi întâmplat, nu eram astăzi aici. Nu trebuia să discutăm ce vrea Austria acum pe ultima sută. Și să suportăm această umilință. Domnule Cioloș, ați spus de revenirea de la Bruxelles sau nerevenirea, motivele pentru care ați fost, faptul că sunteți chemat în țară, ați vorbit despre felul în care trebuie condusă politica externă și e o întrebare logică. Ne apropiem de anul 2024, ne apropiem de alegerile prezidențiale. Veți candida pentru președinția României în 2024? Cred că și aici întrebarea de bun simț nu e dacă eu îmi doresc sau nu să candidez, dacă eu vreau sau nu să candidez. Cred că important e în primul rând de înțeles de ce fel de președinte are nevoie România din 2024 încolo. Care sunt așteptările românilor care vor vota de la un președinte? Ce așteptări sunt de la președinte, ce pârghii are președintele și cum pot fi folosite pârghiile respective pentru ca un președinte să-și joace rolul. Și neavând încă toate elementele astea, nu pot să dau un răspuns. De asta și până acum, în ultimele săptămâni, chiar dacă n-am fost atât de vizibil la televizor pentru că n-am banii ca să pot să plătesc publicitate la televiziuni sau în alte părți să fiu vizibil, dar nici n-am căutat ce-i drept foarte mult asta, pentru că am avut întâlniri în teritoriu, am invitat oamenii aici la Parlamentul European, chiar acum am un grup de consilieri locali din mediul rural și de fermieri care sunt aici pentru 3 zile, am mai avut grupuri în trecut. Eu, când mă duc în țară, mă duc și mă întâlnesc cu oameni și asta o să fac în lunile următoare. Până prin vara, toamna anului viitor, vreau să am genul acesta de întâlniri, de discuții, să înțeleg care e starea de spirit, care sunt așteptările oamenilor și să văd ce fel de candidatură la prezidențial ar avea șanse. Pentru că aici nu e vorba doar de ambiția mea. Eu pot să am mai multe proiecte. Pot să candidez eu, pot să susțin o candidatură care să aibă șanse mai mari decât mine, pot să-mi văd de alte proiecte, dar în primul rând trebuie să înțeleg care sunt așteptările și care e profilul cel mai bun, ce tip de candidatură și ce tip de program ar avea șanse în România. Chiar dacă dumneavoastră spuneți că nu e o întrebare de bun simț, îmi asum riscul să o pun totuși. Dumneavoastră, vă doriți să candidați? Am înțeles că n-ați luat o decizie, am înțeles de ce depinde decizia asta, dar până la urmă tot începe cu dorința celui în cauză. Dumneavoastră, vă doriți să candidați? V-ați dori să candidați? Sigur, eu și în 2019, când am primit întrebarea asta, n-am spus că nu-mi doresc să candidez, că mi-e teamă sau că mi-e indiferent lucrul acesta. Dar, cum v-am spus, dincolo de dorința mea sunt și alte lucruri. De la ce dorești și de la un obiectiv asumat, e o distanță și eu trebuie să parcurg distanța respectivă ca să văd dacă sunt în măsură să mă asum o astfel de candidatură cu tot ce presupune de ea. Nu-i vorba de teama personală sau de o dorință personală egotică de a avea
de a dori să fiu președinte. Ca așa, foarte mulți politicieni își doresc ei să fie președinte, că li se pare funny, li se pare sexy și au impresia că dacă au un pic de notorietate e suficient ca să candidez și să fi votat. Din punctul meu de vedere e nevoie de mai mult decât ați dori și chiar și decât a obține susținere. Trebuie să vii să ai un proiect, din punctul meu de vedere, să știi că poți să ai susținere pentru el și că poți să-ți asumi un proiect. Și să se întâlnească cererea cu oferta cum ar veni. Vă mulțumesc mult, domnule Dacian Cioloș, a fost alături de noi în Piața Victoriei, domnul Dacian Cioloș, europarlamentar, reper și fost președinte al României. Așadar, premier al României, iată, vorbeam de președinți, cine știe. Deci, a fi sau a nu fi în Schengen, mâine vom afla. Să aveți o seară frumoasă împreună cu Europa FM. La revedere. Piața Victoriei la Europa FM.